De seara, bine ați venit la o nouă întâlnire cu ECOU la Cafenele Complexității. Având în vedere că e o seară specială, avându-l pe Andrei alături de noi a doua oară, nu o să vă spun decât atâta, că în principiu știința ca metodă de cunoaștere a Universului și-a propus, în principiu, să găsească niște invarianți într-o lume în fluctuație. Acelor invarianți le-a spus legi. Legile trebuie să fie principial obiective, deci independente de subiect. Deci, prin definiție, știința s-a ocupat de o parte din realitate, care, în principiu, are această proprietate de a ne revela o lume exterioară, care este obiectivă și reproductibilă. Succesul științei a fost că am putut să prevedem niște fenomene cu care am construit toată tehnica din ziua de astăzi, acest lifestyle, aparatura care ne protejează, la prima dată și în partea, să zicem, poate abuziv, dar și favorabil, pentru că am putut să începem să vedem în picosecunde, am putut să începem să vedem în nanometri, am putut să vedem în univers, am putut să vedem în celulă, în minte, în creier, și am putut să ne facem o imagine din ce în ce mai sofisticată, am putut să descoperim materiale noi, tehnici noi, tehnologii noi, cu care ne întoarcem acum cu toate pe toate cunoaștem mai bine. Consider că știința, în principiu, a reușit să creeze infrastructura ca să abordeze pentru prima dată o frontieră nouă, care se numește știința minții, care se numește conștiința și studiul conștiinței, într-o formă, să zicem, obiectivă, într-o realitate structural-fenomenologică, într-o triadă ontologică informație-energie-materie, deci la un nivel foarte înalt, cu care putem pătrunde acum tainele, misterele pe care unii le-au simțit natural, și într-o lume șamanică, și într-o lume, eventual, de tehnici de conștiință modificată, prin diferite fațete, metode și așa mai departe. Deci ne aflăm într-un moment foarte interesant, în care, pe de-o parte, știința este negată, datorită sentimentului că a adus nenorocirii lumii, multă lume are o reacție inversă, mai ales că nu știu de ce n-a plăcut matematica la rândul ei și atunci automat lumea are un reflex de apărare față de partea tehnică științifică, deși o folosim cu toți în fiecare zi. Dar această parte tehnică științifică a permis să creăm un cadru în care începem să gândim și să vedem, să ne cunoaștem mai profund, într-o formă obiectiv-subiectivă, cantitativ-calitativă și eu consider un salt extraordinar. De aceea, acest de studii complexe are un departament dedicat, o direcție de studiu dedicată acestei formări a științei minții, care înseamnă să putem înțelege, să putem asimila și eventual să diseminăm într-o formă, chiar la nivel de școală, ceea ce profesorul Aptu, în anumite zone ale lumii, s-a numit o cunoaștere directă, empatică, nemilosită de cuvinte, prin ceea ce se numește contemplare. De aceea, prezența lui Andrei aici, așa, deschiderii sale, față de o problemă, am fost foarte, foarte încântat de faptul că mi-ați spus data trecută, nu știu dacă ați spus sau ați remarcat, că meditația nu înseamnă ceva care doar să-mi tacă mintea, ci meditația este explorare într-un vers conceptual, pentru a pune din ordine propria minte ca să poți să înțelegi ceea ce trăiești. Deci, cu alte cuvinte, această definiție a meditației o simțim și noi foarte bine și cred că de aici încolo avem o punte cu care, într-un fel sau altul, sperăm să creăm și o zonă de colaborare dincolo de a fi bucuria de gazdă pentru asemenea participare a unui om de valoare, cum este Andrei aici. Așa că, în această cheie, îi dau cuvântul lui Andrei să vă prezinte ce are de prezentat, dar mi-aș dori ca o parte din dumneavoastră, cei care au o deschidere către partea asta de explorare, de cercetare și dorește să participe cu grupul nostru la știința, formarea rudimentelor, sintezei de știința minții, vă rog să nu ezitați, ne putem întâlni separat. Avem un grup care se ocupă de treaba respectivă. Avem și aparatură cu care am putea eventual face niște experiențe, avem parteneri cu care putem elabora, dar avem încă masa critică de tineri doritori să exploreze această dimensiune și de aceea am avut invitația. Așa că cu acestea închei și rog pe Andrei să vă prezinte ceea ce și-a propus. So, thank you very much for your presence here. I believe that I make only a short presentation about our Center of Complexity Studies linked to idea of how we can use a little bit of science to be more close to what you are doing and how you feel about this reality, to be more close to a soul and yourself. And now, please, take the floor. The microphone, okay. Good evening. I'm sorry that I don't speak.
speak Romanian. Yeah. Of course, I have no idea of what I've been said just before. And I don't remember also the title of this meeting tonight. Can somebody tell me? Do you know the topic of tonight? No, this is not the topic. Kashmiri Shaivism. Oh, it's about Kashmir Shaivism. Yes. Was there under title? Was there some explanation under the title? More an introduction. Can you remember what it was? Second, I can remember. Thank you. Because of course this has been planned a long time ago and... It says Kashmiri Shaivism and daily life, introduction, in the stage of three-year study in Romania. Oh, thank you. Are you interested in this? Yes. Did you know about the theme? Yes. Well, you knew. This is okay, but what about the others? Did you know about the theme? Yeah. So, since around 30 or 40 years now, some of the completely unknown traditions from that part of the world which we call today India, India is only 60 years old. So some of those old traditions which were completely unknown all of a sudden appeared to the world, mainly thanks to internet, because the traditional way of teaching was almost not kept hidden, but it was just in between teachers and students, instructors and disciples. So it appeared once again, about 40 years ago, came to the world that there were many, many different kinds of what we in Europe, what we call yoga. And many people suddenly discovered that there were many, many different kinds of methodology, different kinds of traditions that could be put under this global name as yoga. We don't know why. It's mainly this body work which has spread all over the world today, which 40 years ago was very, very little studied in India. Very, very little. I remember when I was in India in the 70s, Nobody cares about us posture, you know, body exercises. Nobody. And it spread all over the world slowly. We don't know why this method was so much spread. And today, the Western point of view about body work, body exercises, is going back to India. And we find something very strange today is that the interest that the West had for body exercises is coming back to India. And slowly, the very ancient traditions are again leaving from the stage. They are going out. But still, people have heard about them. So, it is difficult to go into those traditions because some of them are full of superstitions, but 99%. And it's difficult for us to separate what is superstition from the universal, let's say, truth, the universal aspect of the traditions.
And this is what I've been trying to do since all time. And here we are today, facing traditions which have a particular language, which most of the time is Sanskrit. And when you come to translating Sanskrit, it's like a marmalade. It is like with scientists. They have their own language. When you want to make this language clear, it's a marmalade. It's very difficult. You really need to find scientists which are very good for making understood things clearly for the general public. It's not easy at all. So, this is what I'm trying to do, and if something is not clear, please stop me. So, first of all, when we talk about this Kashmir Shivaism, most of us, we think that Shivaism is a system which is coming from a particular place which is called Kashmir. And it is not the case at all. It is not a system and it's not coming from Kashmir. What I mean that it is not a system, it is that before, for example, in our Western world, we are very much educated in thinking with, I would say, a square mind. That is, things have a cause and they have consequences. And this has been the way we looked at the world for maybe from the 17th century. Well, it started with the Greek, in fact. And not very long ago, I don't know, when was Heisenberg? When was he? He was still alive, not far away. Do you know? Heisenberg? Yeah. I mean, the 40s. 1934. Huh? 1934. Well, he died not long ago. So anyway, we had just new, what we call paradigm, which came out, which one of them was that this idea of thinking in terms of cause and effects is completely wrong. Insufficient. Huh? Insufficient. I'm sorry? Insufficient. Not wrong, but insufficient. Okay, thank you. And now, there is another point of view, which is still, that everything is linked together, that nothing is separate. Now, when a person is trying to understand anything, the habit is to separate yourself from the thing you are studying. The famous thing as the observer and the observed. Now, the observed is inside the world, and the observer is also inside the world. And the moment you start separating from the right beginning, it is not possible to understand whatever, because it's a wrong start. So we could say that these old traditions have been talking about that since millennia, which is, what is the relationship in between a subject and an object? That is, what is the relationship of me with the life? What is the relationship of what I call me with my life? What is the relationship of an individual with the global mankind? So for many of us, we are still living with this idea that we have no possibility of changing anything, because we think the world is always outside, as if we were not included in it.
And very often when we start doing a research, whatever it is, even if you're looking for buying a flat, or if you're looking for a partner, or if you're looking for a job, we always have this position that I am different from the flat I'm trying to find. I'm different from the partner I would like to find. I'm different from the job. I am not the person who is going to work. I'm going to do a job. As if I was not implicated into it. So, very often when we're talking with people, they make a big separation in between what they call the private, personal life and the professional life. Now, if you look at it, it's obvious that it is the same person. And whatever you do in your personal life or in your professional life or in your emotional life, it is a part of the whole life, always. So these traditions I've been talking about only. It has always been the only main point and nothing else. But they did it with a particular language, because it was in Sanskrit, when it was translated, we thought it was kind of smoky mystical affair. But it has only to do with a very deep clarity which is deeply rooted within us, and that apparently we are not dealing with. We are dealing with beliefs, with ideas, with hopes,